Doxa Domnicherii. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu în dimineața aceasta. Pentru harul lui. Pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o și astăzi. De a asculta cuvântul lui. De a ne împărtăși din trupul și din sângele lui. Mă bucur în dimineața aceasta că în biserica din Grecia se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Spunea fratele Iorgo că a început numărătoarea inversă pentru răpirea bisericii. Și apostolul Pavel spune în 2 Tesaloniceni că ceea ce împiedică venirea lui Anticrist că ștaina fără de legii a și început să lucreze. 2 Tesaloniceni trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Δεύτερη επιστολή του Παύλου προς Θεσσαλονικείς, δεύτερο κεφάλαιο, versetul 7. Εδάφιο 7. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνον ως να εκβαλθεί εκ μέσου το κολλείο τώρα. Cine este cel ce oprește această fără de lege? Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει? Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Είναι το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Care astăzi cercetează inimile noastre, Usimera de revnatis cardias mas, care dă putere bisericii, dine dinamis in eclesia, ca să se pregătească pentru răpire. Iana proetimastia tin arpagii. Biserica lui Iisus Hristos, eclesia tu Iisus Hristos, a fost născută în ziua cinzecimii, egenitki simera tis pedicostes, după promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu în vechime. Opus echi dos evangelia o Teos. Spunea fratele Iorgu despre Avram, despre omul lui Dumnezeu, despre cel care a avut o promisiune de la Dumnezeu și a crezut-o pe cuvânt promisiunea, că Dumnezeu îi va da un fiu care să fie o binecuvântare a pământului. Avram îl reprezintă pe Dumnezeu. Avram este un antropos cata de cardia tu teu. Isaac îl reprezintă pe Iisus Hristos. Este prototipul tu Iisus Hristos. Iar sămânța lui Isaac este biserica lui Iisus Hristos de astăzi. Că sperma tu Isaac este eclesia tu Iisus Hristos imera. Și mă rog ca biserica lui Iisus Hristos και προσεύχομαι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού să nu scadă, να μην μικρύνει, ci să crească spre împărăția lui Dumnezeu. Mai e puțin. Είναι λίγο καιρό ακόμα. Și se va auzi sunetul trâmbiței. Και θα ακούσουμε τη σάλπιντα. Este foarte important cum suntem noi. Είναι πολύ σημαντικό πώς είμαστε εμείς. Este important cum ne pregătim noi. Είναι πολύ σημαντικό πώς προετοιμαστούμε εμείς. Noi așteptăm venirea Domnului. Εμείς περιμένουμε τον ερχομό του Κυρίου. Dar dacă venirea Domnului întârzie, αλλά αν ο Κύριος αργεί λίγο, noi trebuie să ne pregătim pentru a păstra adevărul lui Dumnezeu. Εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε και να φυλάμε το λόγο του Θεού. Să nu ne luăm de pe o învățătură sau alta, να μην δεχτούμε ψεύτικες διδασκαλίες, care este în afara Scripturii, που δεν είναι μες στο Λόγο του Θεού, ci să rămânem statornici în Cuvântul lui Dumnezeu. Αλλά να μην μες στο Λόγο του Θεού. Astăzi ne împărτășim din trupul și din sângele Domnului. Σήμερα θα λάβουμε μέρος στη κοινωνία. Și Apostolul Pavel spune bisericii din Corint, λέει στην εκκλησία των Κορινθίων, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud,
Pentru că când, atunci când vă adunați la oaltă, 1 Corinteni 11 cu 17. Prote pistolitul Pavlu pros Corintios. Amatele în asa din fost, n-ați diavaz ca letele. Prote pistolitul Pavlu pros Corintios. Endeca Chefaliu, Iota Alfa. De la ce verset? De la versetul 17. Sechinon desmeto edafio de caifta. Amin. Amin. Apostolul Pavel. Apostolul Pavlos. Îi spune bisericii din Corint. Milais în eclesia con Corintion. Despre învățăturile de la cina Domnului. Che milaia iati kenonia somatos kematos. Dar el vede în biserica lui Hristos o problemă. Ala vlepi sin eclesia ena problema, sin eclesia. Biserica era adunată pentru cina Domnului. Eclesia eta mazevmenia na pare meros kenonia somatos kematos. Și biserica era dezbinată. Che eclesia denina denita nenomeni. Și spunea apostolul Pavel că în parte cred lucrul acesta. Că își trebuie să fie și partide între voi. Ca să iasă la lumină cei buni. Aș vrea în dimineața aceasta să spun câteva lucruri care nu ar trebui să se întâmple la cena Domnului. De obicei vorbim la cina Domnului despre ceea ce trebuie să se întâmple. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre câteva lucruri care n-ar trebui să fie la cina Domnului. Apostolul Pavel spune că sunt dezbinări între voi. În dimineața aceasta aș vrea să vă spun că la cina Domnului nu trebuie să fie dezbinări, ci trebuie să fie unitate în Duh. Nu trebuie să fie dezbinare, ci să fie unitate în același Duh. Al doilea lucru, când vă adunați în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului? Pentru că unii se grăbesc să mănânce din ceea ce au adus ei. Aș vrea în dimineața aceasta să nu ne mai grăbim și să luăm din ceea ce aducem noi. Ci să așteptăm cu întreaga adunare să vedem ce ne dă Dumnezeu. Aș vrea în dimineața aceasta să nu ne mai grăbim în a judeca, în a vorbi de rău pe cel de lângă noi, ci noi să așteptăm șoapta Duhului Sfânt să ne vorbească. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Un alt lucru la cina Domnului care n-ar trebui să se întâmple. Era în biserica din Corint oameni care disprețuiau pe alții. Și cuvântul Domnului spune: n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica Domnului? Și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Aș vrea că atunci când ne adunăm la oaltă, aici, în casa lui Dumnezeu, să nu disprețuim pe nimeni, ci să-L vedem pe cel de lângă noi, așa cum ne-a văzut pe noi Hristos. Ne-a adunat din groapa pieirii.
și ne-a dus cu picioarele pe stângă, care este Hristos. Să nu disprețuim niciodată Biserica lui Hristos. În Biserica lui Hristos sunt oameni mari în societate și sunt oameni care n-au atâta însemnătate în societate. Dar aici este prezent Duhul lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune, când va veni Ilie, va întoarce inima către copii, părinților către copiii lor. Și inima părinților către copii. Și când a venit Ioan Botezătorul pe pământ, a zis, orice munte să se coboare, orice vale să se ridice, și să fie un loc neted. Și în dimineața aceasta aș vrea ca în biserica din Chifisia să nu fie dispreț unui mai sus și unui mai jos. Hristos n-a stat cu o mână în sus și cu una în jos. Și Hristos a stat cu mâinile egale. Și a vrut să îmbrace pe toți. Și a vrut să-i apuce pe toți, egal. În momentul în care vă apropiați de cina Domnului, cercetează-ți viața. Dacă în dimineața aceasta sau până în dimineața aceasta ai disprețuit pe cineva, Domnul îți spune dimineața aceasta, nu mai disprețui. Pentru că cel pe care îl disprețuiești tu este rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Ne-am bucurat zilele acestea de părtășia cu Biserica din Chifisia. Am venit un grup de frați din Biserica Philadelphia din Galați. Ne-am bucurat cu dumneavoastră. Apostolul Pavel, de câte ori și-aducea aminte de Biserica din Filipi. Din eclesia ton Filipseu, el se bucura și aducea aminte de ei. Pentru că atunci când era cu ei, avea o bucurie cerească între ei. Nu am avut multe experiențe cu dumneavoastră. Dar atât cât am cunoscut biserica din Grecia, am simțit că ceva ne leagă. Și acel ceva este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ori de câte ori vin în Grecia, mă bucur să vă văd. Așa cum se bucura Apostolul Pavel de Filipeni. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de oamenii de afară. Nu mândria noastră, nu aroganța noastră, nu disprețul nostru, ăstea să nu fie cunoscute de oameni, ci să ne pocăim în odăița noastră de aceste lucruri. Și bucuria mântuirii pe care am căpătat-o prin Hristos să fie cunoscută de toți oamenii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sasagapoa del fostu Iisus Hristos. Amin. Amin.